Ora 15, doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la Regiunea în Obiectiv, producția TVR Cluj, în care vă aducem știri și informații din Transilvania și dezbatem subiecte de actualitate din toate domeniile de activitate împreună cu invitații noștri. Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca au dat startul protestelor după ce Ministerul Educației a anunțat reduceri de buget pentru marile universități. Prima manifestare de protest este greva japoneză și vom discuta despre următoarele acțiuni ale studenților cu doi dintre reprezentanții acestora. Tenisul mare s-a întors la Cluj-Napoca. Echipa României cu Halep, Begu, Niculescu și Buzărnescu se confruntă în acest weekend cu reprezentativa Elveției în Fed Cup pentru calificarea în grupa mondială. Președintele Federației Române de Tenis, domnul George Cosac, va fi alături de noi pentru a ne da ultimele informații din tabăra românească. Iar la final vă invităm la un concert de zile mari. Trupa Ad Libitum va susține primul său concert la Cluj, sâmbătă, de la ora 20, la Casa de Cultură a Studenților. Pentru acest eveniment, TVR Cluj va pune la dispoziție două invitații pentru două persoane. Tot ceea ce trebuie să faceți este să sunați la numărul de telefon 0264 420 135 care va fi afișat pe ecran pe tot parcursul ediției de astăzi a emisiunii noastre Regiunea în Obiectiv. Eu sunt Ovidiu Damian și voi fi gazda dumneavoastră în următoarele 55 de minute. Așa cum vă spuneam puțin mai devreme, doamnelor, domnilor, studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca au dat startul protestelor după ce Ministerul Educației a anunțat reduceri de buget pentru marile universități. Prima manifestare de protest, grevă japoneză. Să vedem știrea realizată de colegul meu, Antonio Miclea, după care ne întoarcem în platou alături de invitații mei. Studenții au declanșat greva japoneză cu puțin timp înainte de ora 10 în fața sediului central al Universității Babeș-Bolyai. Măsura afectează în primul și în primul rând bugetul universității. În același timp este afectat prestigiul universității. O astfel de măsură nu face decât să atace marile universități din țară și astfel noi refuzăm să trăim într-un sistem în care nu sunt promovate aceste universități. Diminuarea bugetului universității se va reflecta inclusiv în veniturile alocate activităților studențești. Acest lucru va fi resimțit și de Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai, principalul organizator al celor mai multe evenimente pentru studenți. Se va reduce bugetul universității și atunci, prin prisma faptului acesta, clar se va reduce și finanțările activităților studențești și atunci clar ne va afecta ca și organizație și probabil și pe celelalte organizații din universitate. Nu este totul foarte transparent în decizia luată de minister și vrem să vedem exact fiecare etapă în luarea deciziei. Acțiunea a durat în jur de 15 minute, după care studenții s-au întors la ore. Greva japoneză va continua până vineri. Am revenit în platou. Alături de mine sunt Tudor Mureșan, subprefect al Consiliului Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Ionuț Branca, student senator la Facultatea de Istorie și Filozofie din cadrul BB Cluj. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Banderolele albe sunt cu voi, semn că această grevă japoneză de care vorbeam puțin mai devreme, despre care am văzut și în materialul realizat de colegii mei de la știri, este deja în desfășurare. Într-adevăr, am început greva încă de ieri dimineață și aceasta va continua cel puțin până mâine, în așteptarea unui răspuns din partea guvernului. Și înțeleg, Ionuț, că demersului vostru s-au alăturat și celelalte universități din țară. Da, de ieri, studenții din Universitatea de București și studenții din Universitatea de Vest și cei de la Iași s-au alăturat protestului nostru, inițiativei de protest japonez, de grevă japoneză, împreună. Am avut și o poziție comună, Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai cu celelalte consilii de studenți din consorțiul universitar, și cu o poziție publică prin care noi suntem, în primul rând, nemulțumiți pentru metodologia pe care Ministerul nu a publicat-o. În primul rând, nu a fost un proces transparent, nu a fost un proces prin care să știm exact de ce s-au alocat mai multe fonduri sau mai multe locuri bugetate anumitor universități din țară care nu au atâtea de multe, nu au atât de multe rezultate în domeniul cercetării față de universitatea noastră sau celelalte universități de prestigiu. Și nu se află în poziții de top, să spunem, în ceea ce privește clasamentele realizate de către specialiști cu privire la rezultatele obținute, la oportunitățile de cercetare, la toată performanța academică până la urmă, căci despre asta este vorba. Înțeleg, doamnelor, domnilor, din ceea ce spun invitații mei, că dincolo de această tăiere a locurilor de la nivel licență, de la masterat, de la doctorat, considerată de unii, de
majoritatea persoanelor din sistem abuzivă, pe studenții deranjează lipsa unor criterii transparente pe care s-a făcut această tăiere. Vreun răspuns, vreo reacție din partea autorităților la această ieșire publică a poziției voastre? Deocamdată, ultimul răspuns din partea guvernului este conferința de presă a domnului ministru din 16 aprilie. De la acel moment s-au mai adresat atât universitățile cât și noi ca reprezentanți am studenților. Am adresat, încă nu avem niciun răspuns. Așteptăm și continuăm cu greva japoneză până în ziua de mâine, dar dacă răspunsul va întârzia să apară, vom apela și la alte metode pentru a pune presiune. Care? Vom lua o decizie în primul rând în colaborare sau, mă rog, după o discuție cu reprezentanții studenților de la celelalte universități implicate, iar în funcție de momentul respectiv și de context, vom lua o decizie. Înțeleg că asta ar putea să fie la un moment dat chiar și concretizată într-o grevă generală? Este posibil, noi sperăm să nu se ajungă în punctul respectiv pentru că ar afecta și mai mult actul educațional care deja este afectat, pentru că o astfel, adică tot acest context pune o presiune pe noi și există tensiune în domeniu și în toată țara până la urmă, cel puțin între universitățile care suntem implicate în această poveste. Ce înseamnă, Ionuț, pentru studenți? Cum vă afectează pe voi? Care este impactul acestor tăieri? În primul rând, dacă luăm pe partea de buget, va scădea în primul rând bugetul acordat proiectelor pentru organizațiile studențe sau pentru studenți în primul rând. Eu fiind și membru într-o organizație studențească, am văzut cât este de greu să ai un fond alocat ca să poți să-ți desfășori un proiect destul de mare pentru studenți. Și astfel, în primul rând, ONG-urile din universitatea noastră ar avea o tăiere drastică de buget, pentru că acei bani nu ar mai exista. Pierdem undeva la 8 milioane de lei, în primul rând, dacă s-ar tăia acele locuri bugetate, din care acei bani se duc și în partea de regie de cămine, cantine, pe lângă partea de buget. Și universitatea pierde prestigiu, fapt ce ne afectează și pe noi studenți, în primul rând, studenții din străinătate. Chiar asta vreau să te întreb, se știe, nu e o noutate faptul că Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca era acordată la foarte multe rețele internaționale de studenți. Va avea impact inclusiv în această zonă a cooperării internaționale, această decizie pe care foarte multă lume nu o înțelege? Da, va fi un impact în primul rând negativ, deoarece va crește gradul de credibilitate a universității noastre. Ce vor spune studenții din străinătate când vor vedea de ce s-a tăiat la Universitatea Babeș-Bolyai și s-au alocat, nu știu, la alte universități din zone mai mici, nu știu, universități mai mici. Își vor pune și ei semne întrebare. De ce s-a făcut asta la Cluj? De ce s-a făcut în Universitatea Babeș-Bolyai? O ieșire publică în 16 aprilie, spuneai, Tudor, a ministrului educației. Ce ați înțeles voi din argumentele pe care ministrul le-a adus atunci? Din păcate, declarația sau conferința de presă a ministrului a lăsat la stricta interpretare a fiecărui ascultător. Declarațiile dânsului au fost neconcludente și nu ne-au convins că decizia luată de dânsul este una bine argumentată și luată transparent și înțelept. Încă avem mari semne de întrebare cu privire la metodologia prin care s-a luat această decizie și în primul rând noi asta ne dorim, să aflăm care sunt argumentele, dar argumente solide care au stat la baza deciziei domnului ministru Popa. Adică vă așteptați cumva ca această decizie să fi fost luată după ce o comisie sau un grup de persoane sau poate chiar o persoană sau ministru în speță să fi făcut o analiză, să fi luat în considerare anumiți indicatori? Într-adevăr, și ne așteptam la o minimă dezbatere publică asupra acestor chestiuni, ca societatea civilă și cei implicați în domeniul educațional să poată veni cu propuneri sau să semnaleze anumite nereguli dacă ar exista la nivel de metodologie a acordării acestor locuri. Din păcate, am rămas cu un răspuns în aer care nu ne convinge cu nimic, ba mai mult ne simțim atacați de-a dreptul de această decizie foarte prost argumentată. Voi sunteți acolo, la firul ierbii, în rândul studenților. Care sunt opiniile colegilor voștri? Iată, voi reprezentați până la urmă niște foruri studențești, dar în grupurile de studenți, pe holurile facultății, în pauze, ce se discută despre acest subiect? Dați-ne pulsul cel mai real.
În primul rând, noi, studenții de la Facultatea de Istorie și Filozofie, cumva suntem cam unii dintre cei mai afectați, deoarece prin acest program de tăiere a locurilor bugetate a fost un program prin care Ministerul a încercat să dezvolte domeniile principale care au o rată de inserție mai mare pe piața muncii. El a adus ca argument că vrem să încercăm să, ca universitățile să aibă o inserție mai mare pe piața muncii și să prioritizăm domeniile cum ar fi IT-ul, domeniul agriculturii, nu știu, domeniul ingineriei. Dar nu înțelegem de aici că, de fapt, s-au luat, spre exemplu, construind pe exemplu tău, s-au luat locuri de la istorie și s-au dat în altă zonă. S-au luat locuri de la UBB și s-au dat la alte universități, n-aș spune de o calitate sau prestanță mai slabă, ci care nu se regăsesc în poziții atât de înalte ca și UBB pe un clasament, nu, realizat de către specialiști. Da, într-adevăr, unul dintre argumentele... Deci această balansare a pieței, nu știu dacă... Da, unul dintre argumentele domnului ministru a fost că universitatea noastră și universitățile mari au un foarte mare procent de studenți la facultăți umaniste, iar piața muncii ar cere alte meserii. Un alt argument ar fi acela că rata de promovabilitate la universitățile afectate este de undeva la 60%, ceea ce este un procent foarte mic în opinia dânsului. Eu aș vrea să spun că dacă ne uităm la universitățile din afară, la Harvard sau la alte universități de prestigiu mondial, vom vedea că procentul de promovabilitate este asemănător. De asemenea, locurile tăiate de la master și la doctorat de la universitatea noastră sunt exact locurile prin care noi suntem competitivi la nivel european cu celelalte universități din Uniunea Europeană. Ceea ce nu mi se pare tocmai corect, pentru că Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea din București reprezintă România în Times Higher Education, de exemplu. Este un clasament făcut pe specializări de către revista Times, unde sunt incluse cele mai prestigioase universități din lume, unde România este reprezentată de către noi și de către Universitatea din București. Da, e încă un domeniu pe care vreau să-l abordăm în această ediție și cumva să privim această idee exprimată de către minister și care se dovedește că de fapt e îmbrăcată în altceva față de ceea ce spuneau ei inițial. Doresc să susțină școlarizarea absolvenților din mediul rural. Ei bine, în momentul în care se taie aceste locuri, ei de fapt au acces. O să vă las pe voi, fapt, să comentați această afirmație. Asta ar fi un alt argument cum ne afectează pe noi ca studenți. Ministerul a prioritizat, nu știu, să aducă studenți din mediul rural, să introducă și, nu știu, în comunitățile mai mari. Prin tăierea acestor locuri la buget, master și doctorat, în primul rând, vom pierde cei studenți din mediile rurale, alocându-se, nu știu, la universitățile din, nu provincie, dar din județele, universitățile mai mici, acei studenți vor merge la acele universități. În primul rând vor fi afectați direct, că Clujul este un oraș destul de dezvoltat. Universitatea Babeș-Bolyai are o multitudine, nu știu, de colaborări cu universitățile din străinătate și le-ar fi mult mai ușor să se dezvolte acești studenți din zonele rurale în universitatea noastră decât în universitățile mai mici, deoarece ei au parteneriate mult mai multe la universitatea noastră. Credeți că aceste tăieri bugetare se vor reflecta inclusiv în burse? Bursele, din câte consider, nu vor fi afectate, pentru că acelea merg pe o altă metodologie și pe un alt buget. Însă, cum spuneam și adineauri, cel mai afectat vor fi, pe lângă scăderea locurilor de la buget, alte activități care țin de viața de zi cu zi a studenților. Din cauza acestor scăderi, viața de zi cu zi a noastră în Universitatea Babeș-Bolyai va avea de suferit. Iată și o voce a studenților din alte centre universitare care spune că acest proces trebuie să fie unul transparent, bazat pe o metodologie predictibilă, coerentă și stabilă în timp. Într-adevăr, asta am susținut și noi. În primul rând ne așteptăm la niște clarificări ale deciziei ministrului. Dorim o transparență și o dezbatere până la urmă aceste decizii, pentru că este decizie care afectează până la urmă chiar sute de mii de studenți. Ori astfel decizia ar trebui bine fundamentată și gândită și dezbătută înainte să fie luată. Ce știm despre universitățile care vor primi aceste locuri? Există vreun studiu de impact? Există probabil, nu știu, o strategie prin care își doresc
să le propulseze în clasament, să ajungă la un nivel comparativ cu Universitatea din București, cu Universitatea Babeș-Bolyai, cu Universitatea din Timișoara, Iași. Știți din... ceva? De încercăm să întoarcem acest subiect pe toate părțile. Poate înțelegem ceva. Ministerul a invocat anumite date și statistici, însă nu le-a făcut publice documentul. Noi nu avem acces la ele. Tot ce știm despre aceste universități care au primit este că sunt universități care au intrat, n-au o asemenea tradiție în mediul universitar. Sunt niște universități mai mici care sunt în curs de dezvoltare și ministrul a spus că ar vrea să ajute la dezvoltarea și la ridicarea performanței acestora. Însă noi suntem de părere că această măsură, ok, vrem și noi, suntem de acord să ajutăm universitățile mai mici să crească. O competitivitate pe piața, în domeniul academic, nu are decât să ne ajute și pe noi și pe ei. Însă nu mi se pare normal să iei dintr-o parte și să dai în alta fără absolut nicio justificare și fără niciun argument solid. Vi se pare firesc ca până la urmă să se întâmple o astfel de acțiune de tip Robin Hood, să zic așa, fără implicarea voastră a studenților? Mie nu mi se pare normal. Sunt de părere că ar trebui să fim consultați înainte să se ia decizia, ca să nu ajungem în punctul în care trebuie să protestăm și trebuie să intrăm în grevă ca să fim auziți. Mi se pare firesc, în momentul în care ministerul ia o decizie, să consulte toți factorii decizionali implicați în această decizie. Spuneați puțin mai devreme despre faptul că demersurilor voastre s-au aliniat și celelalte universități și probabil că la nivelul forurilor pe care voi le reprezentați, păstrați legătura cu ei. Aveți în vedere demersuri comune pentru următoarea perioadă în ceea ce privește protestele? Da, putem spune că dacă situația nu va exista în primul rând un comunicat din partea guvernului și nu va fi un răspuns pozitiv, vom lua legătura și cu ceilalți studenți consilieri reprezentați de la celelalte universități și poate vom face un demers comun, într-un protest mai micuț, nu știu, dar e posibil. În urma discuțiilor cu ceilalți reprezentanți, noi ne-am sfătuit și pe problema grefei, pe organizarea acestei grefe japoneze. Am discutat și cu colegii noștri de la Timișoara și colegii de la București și colegii de la Iași. Discuții cu profesorii voștri au existat? Au existat și discuții cu profesorii. Din fericire, cel puțin la noi în universitate, profesorii și conducerea universității ne susține și s-au solidarizat cu noi. Și ei așteaptă la fel într-o scrisoare pe care i-a trimis-o, așteaptă răspunsul din partea guvernului, urmând ca și ei să ia o decizie în cel mai scurt timp. Din cunoștințele pe care le aveți voi, din discuțiile pe care le-ați avut la nivelul consorțiului cu celelalte universități din România, aveți informații cum că în trecut ar mai fi existat astfel de acțiuni similare care să fie justificate într-un anume fel? În alți ani ați mai pomenit, ați mai auzit de astfel de tăieri, de echilibrări, de locuri, de mutări? Din experiența ultimilor ani sau de când sunt eu conectat la domeniul universitar, nu am auzit să fie, pentru că până în acest moment comunicarea dintre universitățile mari și Ministerul Educației consider că a fost una decentă. Din câte știu eu, este pentru prima dată când o astfel de măsură drastică a fost luată așa un pic din heirup, fără nicio consultare, și ne-a lăsat puțin mască pe toți. Din informațiile pe care le avem, comunicarea între universități și Ministerul Educației până acum a fost una decentă, spune invitatul meu Tudor Mureșan, subprefect al Consiliului Studenților din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Și v-aș întreba, firesc, ce credeți că s-a întâmplat de data asta, de a intervenit această indecență sau cum să o numim? Consider că acum nu știu care sunt discuțiile interne la nivel de minister sau ce se discută în interiorul ministerului, dar înțeleg nevoia de a crește competitivitatea atât pe piața muncii și între universități. Tot ce pot să spun este că a fost o decizie complet neinspirată cea luată de domnul ministru Popa.
Da, iar în ceea ce privește un subiect pe care l-am dezvăluit puțin mai devreme, racordarea Universității Babeș-Bolyai la structurile internaționale, la faptul că foarte mulți studenți de la UBB, dar și din celelalte universități mari și cu tradiție din România, au oportunitatea unor burse în afara țării, în același timp studenți străini vin și știm că adesea ei, studenții străini, în momentul în care vin în România la studii, se interesează foarte bine despre toate aceste lucruri. Ce credeți că se va întâmpla în termen de impact, în termen de apetența a studenților pentru mediul academic din Cluj-Napoca în urma unei astfel decizii a Ministerului? În primul rând, cum am spus și în mai înainte, e o problemă care, v-am zis, afectează direct studenții din exterior. Va crește, nu mai va exista acea încredere că universitatea noastră este stabilă, nu știu. Poate dacă studenții din exterior, din afara spațiului, nu știu, european sau din spațiul european, își vor pune întrebarea de ce să venim noi la UBB dacă s-au tăiat acele locuri. Ce s-a întâmplat de fapt? Nu știu. De ce s-au tăiat atâtea de multe locuri la masterat? 200 de locuri, 48 de locuri la doctorant. Sunt foarte multe comunități în Cluj-Napoca, să ne referim la Cluj, pentru că nu-i așa, despre asta este vorba, a studenților străini, comunități de studenți francezi, comunități de studenți din alte țări. Ați luat legătura și cu ei? Ce părere au despre aceste tăieri? Aici, momentan, am în Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai avem și studenți de la mai multe linii de studii, avem și studenți de la linia maghiară și de la linia germană, care, mai ales cei de la linia germană, au în comunitatea lor și studenți vorbitori de limbă germană din țară, dar și din străinătate. Au fost un demers comun și ei ne susțin cauza, de exemplu, și ei au venit la protest și au protestat în universitate. Da, așadar, doamnelor, domnilor, studenții cer o poziție transparentă din partea Ministerului, cer în continuare un răspuns și criterii foarte clare pentru care aceste modificări au fost operate. În același timp, continuă comunicarea cu celelalte centre universitare din țară și vor continua și acțiunile. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că astăzi ați fost alături de noi. Rămânem conectați la această situație în alte buletine informative și emisiuni ale postului public de televiziune. Veți afla informații despre ceea ce se întâmplă în domeniu. Noi mergem acum mai departe. Vă spun că generația de aur a tenisului românesc se află în aceste zile la Cluj-Napoca. Simona Halep crede că avem cele mai bune jucătoare și că vom câștiga în fața Elveției. Ba mai mult, Sorana Cârstea visează chiar la trofeul Cupei Federațiilor. Tenismenele României au luat încă de ieri contact cu zgura din sala polivalentă și spun că se simt ca acasă la Cluj-Napoca. Mai mult, jucătoarele le-au pregătit o surpriză suporterilor, pe care îi invită sâmbătă la sală cu 45 de minute înainte de primul meci, adică la 12 și un sfert. Da, am ceva timp de când mă antrenez pe zgură. Mă simt bine mereu pe zgură și am destul de multă încredere pentru turneele următoare. În primul rând, gândul meu este numai la Fed Cup acum. Sper să câștig fiecare meci pe care îl joc aici. Este o suprafață bună pentru mine și vom vedea ce va ieși. Mă simt tare onorată că am reușit să joc din nou pentru Fed Cup. Îmi pare rău că nu am putut juca data trecută, adică să particip. Și îmi doresc să pot juca și în următoarele combateri. Suntem generația de aur a tenisului românesc, crede Halep și compania, astfel că misiunea lui Florin Segărceanu va fi și mai dificilă. Capitanul nejucător trebuie să decidă cu exactitate echipa până vineri, atunci când vor fi tragerile la sorți. Noi ne înțelegem bine, discutăm și vom lua această decizie oarecum împreună. Important e ca la ora meciului toată lumea să fie sănătoasă și sperăm să reușim această victorie. N-am preferință, le știu pe toate. Am jucat și cu Bacinski, și cu Golubi, și cu Teichmann, și cu Schneider, deci sunt pregătită indiferent de adversar. Stiluri diferite, însă am capacitatea să mă pot adapta și dacă voi intra eu în teren, cred că așa cum am zis, voi fi pregătit, având în vedere că le știu destul de bine pe toate. Data trecută a fost diferit, am fost numărul 1 în echipă și
Am jucat două meciuri. De data aceasta sunt numărul 3 în echipă și domnul Segărceanu va decide cine va intra. Însă, dacă va fi să fiu eu, ca de fiecare dată, eu îmi voi face treaba și voi încerca să-mi câștig meciurile. Dacă vor trece de Elveția, româncele se vor califica în grupa mondială. Am revenit în platou, doamnelor și domnilor. Președintele Federației Române de Tenis, domnul George Cosac, este acum alături de noi. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că ați venit la TVR Cluj. În primul rând vreau să-mi spuneți cum sunt fetele, cum s-au acomodat. Ca de fiecare dată se simt ca acasă. Clujul este extrem de primitor. Condițiile sunt deosebite, începând cu cazarea, masa, suprafața de joc, sala, care este de cel mai înalt nivel. Și nu în ultimul rând, spectatorii care creează o atmosferă deosebită. Deci fetele se simt extrem de bine și sunt convins că chiar este un atu pentru noi faptul că jucăm acasă. În inima Transilvaniei, la Cluj-Napoca, și pentru că pomeneați de sală puțin mai devreme, nu este foarte des întâlnit să aducem zgura în sală. Va fi un avantaj, un dezavantaj pentru noi? Într-adevăr, de fiecare dată când suntem nevoiți să organizăm o competiție, stăm de vorbă și cu jucătorii, în speță jucătoarele. Dorința lor a fost să jucăm pe zgură și atunci, sigur, a fost un efort suplimentar, dar zic eu că, indiferent de efortul pe care trebuie să-l facem, trebuie să le punem la dispoziție cele mai bune condiții și nu în ultimul rând, suprafața care ne avantajează. Avem o echipă diferită față de meciul cu Canada din februarie. Vorbiți-ne despre asta. Într-adevăr, este o echipă diferită. Sunt două jucătoare noi, dacă putem spune așa, în sensul că Simona a fost accidentată, n-a putut juca, iată că ea este principala noastră rachetă, și Mihaela Buzărnescu. O convocare surpriză, am care putea spune? Nu este surpriză, nu este deloc surpriză. Ea a avut un an de excepție. O evoluție este fabuloasă și la Doha, dacă e să... Exact. Este a 40-a jucătoare a lumii și zic eu cu frumoase perspective. De cine ar trebui să ne temem din echipa Elveției? Sau cum vedeți dumneavoastră o tragere la sorți care să ne avantajeze? Din punctul meu de vedere, pornim clar favoriți, în sensul că avem în echipă pe Simona, care este numărul 1 în lume, avem cea mai omogenă echipă și îmi zic colegii că este echipa cea mai bine clasată dintre toate echipele de Cupa Federației. A fost greu să faceți această selecție? Apropo, sunt patru în primele 40 exact, din lume. În sensul că sunt cele patru componente, sunt în primele 40 de jucătoare. Dacă a fost greu, aici responsabilitatea cade pe umerii capitanului nejucător și, desigur, al antrenorului. E vorba de domnul Segărceanu, capitan nejucător, și de doamna Tecșor, antrenoare. Sigur că este ideal să ai un asemenea lot omogen și valoros în același timp. Din punctul meu de vedere, cred că va avea mici probleme să desemneze a doua jucătoare, pentru că prima este clar, Simona va juca ca și titular de drept, dacă putem spune. Despre echipa de dublu, ce știm? Despre echipa de dublu, să vedem cât va fi scorul. Deci, practic, dublul va fi ultimul meci, ultima întâlnire. Se vor disputa cele două meciuri de simplu în prima zi, sâmbătă, adică duminică vom începe cu alte două meciuri de simplu, urmând ca dublu, în cazul în care scorul va fi egal 2-2, pardon, sperând să nu se ajungă la scorul ăsta, dublu să fie partida hotărătoare. În cazul în care va fi 3-0 după primele 3 meciuri, atunci meciul 4 nu se va mai juca și va fi meciul de dublu. Sigur, aceasta la înțelegerea celor doi capitani nejucători. Și vreau să vă întreb și ce știm despre echipa Elveției. Despre echipa Elveției, sincer să fiu, știm mai multe despre cei ce sunt pe margine. În sensul că Martina Hingis, fostă numărul 1 mondial la simplu, câștigătoare de numeroase turnee de Grand Slam, la dublu până mai acum 3-4 săptămâni, încă numărul 1 în lume, dar după cum bine știți s-a retras. Timea Bacinski, sigur, o jucătoare
cu origini din satul mare. Tatăl său cred că este maghiar din satul mare, plecat în Elveția, o jucătoare extrem de periculoasă. Eu chiar am văzut un meci acum 2 sau 3 ani între ea și Simona și partida a fost extrem de echilibrată. Restul fetelor sunt mai tinere, Golubovici n-am văzut-o, doar ce am văzut la antrenament, într-un meci oficial, deci n-am văzut-o. La antrenamente, sigur, un joc impresionant. Vorbiți-ne și despre meciurile care se mai joacă în paralel. Toate sunt extrem de echilibrate. Se joacă pentru promovarea în grupa mondială, acolo unde sunt cele patru care își dispută semifinale, e vorba de Statele Unite, Franța, Cehia și Germania. Deci acestea patru practic vor aștepta, sperăm noi, România, se mai joacă Olanda, Australia, se mai joacă Belarus, scapă cu cine, deci sincer să fiu, m-am focusat mai mult pe ce avem noi de făcut, nu m-am uitat la asemenea. Dar probabil că șanse mari să promoveze în afara României, Belarusul, probabil Olanda și nu știu care este a patra, lipsește o. Și foarte important, Italia, dacă mă înșel. Foarte important să le spunem celor care ne urmăresc acum despre momentul special pentru fani, sâmbătă la ora 12 și 15 minute înainte de primul meci. Va fi un moment interesant. Îl ținem ca și surpriză. Dar, ca de fiecare dată, așteptăm ca tribunele să fie pline, de fapt, sau și epuizat biletele. Și cu siguranță va fi un spectacol deosebit din punctul meu de vedere, principalul eveniment sportiv din România în 2018. Sorana Câștea, am văzut în materialul pregătit de colegi puțin mai devreme, din punctul meu de vedere există șanse chiar la trofeul Fed Cup. Spunea. Aceasta cu șansa eu le-am spus fetelor încă de, cred că din 2015, când am pierdut în primul tur tot aici la Cluj împotriva Cehiei. A fost un joc extrem de disputat. Cehia câștigase deja, cred că, 3 sau 4 trofee la rând. Chiar și în anul acela, în 2015, a câștigat trofeul. Eu le-am zis fetelor că au valoarea necesară să poată câștiga trofeul. Între timp, ele au progresat. Iată, Simona este numărul 1, Sorana 34, Irina 37, Mihaela 40, deci toate au fost într-un progres continuu și cred eu că valoarea demonstrată și argumentată le dă această speranță să poată câștiga și trofeul. Vă întrerup doar câteva secunde, asta pentru că avem pe cineva la telefon, doamnelor, domnilor. Vă spuneam puțin mai devreme, TVR Cluj pune la dispoziție două invitații pentru două persoane la primul concert al trupei Ad Libitum. Înțeleg că doamna Monica este în legătură telefonică directă cu noi. Sărut mâinile! Da, bună ziua! Sunteți fericita câștigătoare a unei invitații la acest concert Ad Libitum, așadar sâmbătă de la ora 20 la Casa de Cultură a Studenților. Este o invitație cu două locuri, vă dorim petrecere frumoasă, vă mulțumim pentru că urmăriți programele TVR Cluj. Vă mulțumesc și eu! La distracție plăcută pentru doamna Monica. Mă întorc la invitatul meu din platou. Se vorbește mult despre schimbarea felului de desfășurare a Fed Cup, cel puțin în teorie, și o să vă rog să ne dați detalii. În ultimii 2 ani, într-adevăr, noul președinte a venit cu propunerea de a schimba formatul, în sensul că grupa mondială să fie formată din 16 echipe și nu din 8 cât este format acum. Adunarea generală va avea loc, cred că la mijlocul lunii august, și atunci se va hotărâ exact formatul. Dar ar fi bine ca noi să câștigăm această partidă, să fim siguri acolo între primele 8 echipe din lume, pentru că valoarea fetelor noastre demonstrată este cu ușurință de primele 8.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost astăzi alături de noi. Știm că este un program foarte, foarte încărcat și apreciem foarte mult pentru că v-ați făcut timp să veniți în platou TVR Cluj. Mergem acum mai departe, doamnelor, domnilor. În ultima parte a emisiunii avem invitați speciali. Vă invit să urmărim un fragment din recitalul pe care l-au susținut în semifinala Eurovision din Salina Turda, după care ne întoarcem în platou. Rămâneți cu noi! Se mă leu papul care cântă și pe frunză și pe vânt, care știe tot ce place și ce simt, care știe cât te culce-n vremel cânt. Grădina casei mele e copacul care-mi spune să fiu mândru cum e el, care-mi spune să țin fruntea dreaptă tot mereu. Fie ploaie, fie soare, casei mele e copacul care-mi spune să fiu mândru cum e el, care-mi spune să țin fruntea dreaptă tot mereu. Fie ploaie, fie soare, fie nor, tot ca el. Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, Tiberius, Sergiu, Vlad și Cristian, mai pe scurt ad libitum, sunt alături de mine în platou. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi. Știu că sunt ultimele pregătiri pentru
să-i spunem primul vostru concert, dar de fapt nu e prima voastră apariție în fața publicului clujan. Aveți foarte multe din 2012 de când v-ați înființat. Da, au fost diverse apariții de mai mică sau mai mare amploare, însă acesta este primul concert pe care noi îl organizăm și are toate ingredientele unui concert de clasă, sperăm noi. Trebuie să vă spun că o telespectatoare de-a noastră, doamna Monica, deja a sunat și a primit o invitație pentru două persoane. Vreau să vă spun, doamna Monica, că cei patru mușchetari, nu-i așa cum ați fost numiți în presă, vă transmit așa, vă țucăm, vă cuprindem și vă așteptăm cu drag la concertul nostru. Da, asta e formula pe care noi am adoptat-o în urma emisiunii X-Factor la care am fost în iarnă. Țucatul e partea ardelenească, cuprinsul vine de la Carlos Dreams, care a fost mentorul nostru acolo și pe care îl iubim foarte mult. Și ce, în afară de țucat și cuprins, de ce o să mai aibă parte doamna Monica și alte doamne și toată lumea care va veni, de fapt, la concertul vostru? Vor fi destul de multe surprize, mai ales Vlad are pregătite o grămadă de surprize. Și ne și poate spune Vlad. Nu pot să vă spun surprize, nu știu exact despre care surprize este vorba de momentan, dar vă dați seama că niște surprize nu se pot spune la TV și mai ales înainte de eveniment. De un astfel de eveniment. Ce? Să nu stricăm surpriza, nu? Păi mai ales, da. Asta era ideea. Cuvântul de bază e mister. Dar chiar, nu, sunt foarte gros, mă, puțin. Deci, care, la ce? E simpla ta prezență. A, simpla mea, deci asta era prima surpriză. Nu, dar asta îmi place cum vă tachinați, comunicați, ca să spunem așa. Vă explic că mi se pun întrebări la care nu știm exact cum să răspundem. Zice, da, și uite, vă spune Sergio să vă spune câteva lucruri despre asta. Și el zice, da, păi sigur, nu știu, Cristi, spune-mi tu ce părere ai. Unul dintre puținele grupuri vocale din România, Ad Libitum Voices, ce adoptă stilul pop-opera. Sergiu, așa este. Sergiu, ai cuvântul. Nu suntem primul grup, dar suntem unul mai diferit, zic eu. Încercând să cuprindem o largă paletă de ping-pong, de muzică. Doi tenori, un bariton și un bas. Basul se recunoaște după barbă și după voce. Da, e nivelul. Și la mixer, când ne pune microfoanele, suntem 1, 2, 3, 4, în funcție de barbă. Cine are cea mai puțină barbă e pe canal 1 și e ca la level, când treci la un joc, câte un level. Eu fiind bariton, am cea mai mică barbă. A, nu, el are aproape 18 ani, câți ani? Aproape, am bine. Despre maniera în care ați ajuns în această combinație. Sunteți cu toții absolvenții ai Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca? Aproape, ok. Ești pe drumul cel bun. Activitatea artistică, colaboratori ai operei naționale din Cluj-Napoca sau alte instituții artistice din țară. Și cum s-a închegat acest album? Totul a început dintr-o joacă, să zicem așa. Am fost cu Sergiu invitați la o zi de naștere unde am început să cântăm. Am fost plăcuți de publicul de acolo. Ne-au invitat, haide să cântați la un bal al bobocilor, după care a urmat alt bal, alte evenimente și tot am crescut. Ne-am gândit să ducem cât mai departe această formulă. Ulterior a venit și Tibi, care a venit cu un suflu nou și cu multă experiență. Dintr-o mare întâmplare am venit, am cântat odată, era cu o orchestră a conservatorului, dacă bine mi-aduc aminte, la Scena Verde, la Julius Moloș. Am cântat ceva de-astea, jazz-uri și mai un fel de pop-opera și mi-a scris Sergiu atunci pe pagina de Facebook că ai putea fi un membru onorific Ad Libitum. Zic, chiar credeai în această idee? Da, sau pur și simplu a fost așa, un comentariu? Eu îmi doream, numai că știam că el are foarte multe proiecte, așa e foarte ocupat, nu știu în ce măsură ar fi dispus el să intre în grup și să putem face treaba împreună, dar și uite, surpriză. M-am surprins, i-a plăcut și lui. Am zis, hai să ne întâlnim, să povestim, să vedem ce planuri aveți voi, când ar plăcea, hai să vedem cum putem colabora. Și până am intrat și am devenit și eu membru activ și de anul trecut și Vlad este cu noi. Dar încă nu am primit, am venit un an de păi primit. În 17 aprilie. Chiar așa, pe Vlad, cum l-ați găsit? Racolat de la tot, de la un concert. Într-un club. Nu, tot de la un concert cu orchestra Academiei de Muzică, cred că, așa mi-aduc aminte. Cântasem solo și a venit Tibi la mine și mi-a zis, bă, fii atent. Hai mă, că am un proiect foarte fain. Ăștia doi care mi-au scris mie pe Facebook, au primat trei. Și au venit la tine. Da, și Tibi a venit la mine, că noi ne cunoșteam puțin înainte.
Și eu zic că hai, hai, că avem un proiect foarte tare, foarte, dar bine, atunci era... Hai până afară, hai. Așa și, mă rog, s-au concretizat lucrurile, adică am acceptat, mi-a plăcut foarte mult, ne înțelegem foarte bine. Da. Nu chiar ne înțelegem foarte bine. Ok. Adică ne înțelegem foarte bine înseamnă că ne-am obișnuit cu certurile pe care le avem tot timpul. Am devenit un fel de familie. V-ați găsit formula ideală de 4 sau continuați recrutările? Nu știu, pe la cluburi, cluburi și așa mai departe. Mai mergeți, mai scrieți pe Facebook, mă, fii atent, avem un proiect. Ne-ați văzut și în deschidere la... Salina Turda, nu? La semifinala Eurovision. Da. Apropo, cum a fost experiența din Salina? A fost destul de dificil de cântat. Este un ecou. Pentru că e un ecou foarte puternic acolo. Este o cavitate subterană imensă și se creează niște reverberații acolo care fac destul de dificilă monitorizarea vocilor. Noi avem nevoie de o monitorizare constantă, să auzim muzica în monitor așa. Și a fost destul de problematic. Dar nu problematic. Cred că e o experiență pe care s-o regretat. Nu, pentru că am avut una mai frumoasă la Cluj Arena. Acolo în fața publicului, unde ecoul vine de peste tot. Dar bine, acolo nu ecou era problema, acolo distanța era problema. Distanța de dintre la boxe și noi. Până inițial a trebuit, era vorba să cântăm în mijlocul terenului. Și realmente ar dura o secundă, jumate, două să ajungă muzica din boxe până noi aveam senzația că făceam a... Și așteptați, un fel de întârziere din asta, exact cum se practică și în televiziune, ceea ce înseamnă că sunteți obișnuiți cu acest stil. Da. Ad libitum, corespondentul italianescului a piacere, adică de unde până unde ad libitum? Termenul l-am adoptat așa rapid. O să te întreb de ce ai pufnit în răspunții mai devreme. Okay. Nu, pot să spun chiar acum, pentru că asta este veșnica întrebare pe care o da fiecare emisiune și eu deja o învăț. Deja Vlad a învățat răspunsul. Acum numai Sergiu știa răspunsul și acum începe să știe Vlad. Nu, dar o să spun așa, deja a fost foarte... De aia spune și râde și colegul meu Vlad, că a fost foarte repede luat. Practic, și amuzant în același timp. Amuzant că aveam nevoie de nume la început și am luat dicționarul și ne-am uitat acolo ce ni s-ar potrivi nouă mai bine. Dicționar de termen muzical s-a oprit la litera A. Da, dar ulterior, uite, mie îmi place că acum pot să spun chestia asta, că fiindcă înseamnă a piacere la liberă alegere, este libertatea de interpretare a unui fragment muzical, putem să spunem că acum am lărgit sensul cuvântului și în ceea ce facem noi, practic, activitatea noastră generală. Dați-ne în detalii. Ce înseamnă pentru voi această... Când tot ce trece prin minte, sau chiar așa să fie, chiar asta. Păi asta este, pentru că noi inițial noi am abordat stilul pop-opera, ceea ce înseamnă classical crossover, mă rog, canțonete și ușor în zona operei, operetei și a evergreen-urilor. Ați ajuns și la șlagăre. Da, da. Și încet încet ne-am dus în zona și mai puțin mai actuală, de exemplu cântăm piesa lui Ed Sheeran, Perfect, care de... Anul trecut am început să facem, acum pregătim o piesă nouă pe care o vom face în curând, o să fie. Încă nici nu prea se cunoaște în România piesa asta, Next to Me, de la Imagine Dragons. Asta o vom face într-o formulă mai interesantă, o să spunem. Nici ce acolo nu putem dezvălui secretul. Ce înseamnă pentru voi că luați un șlagăr sau o piesă și o reinterpretație? Cineva din grupul vostru care decide sau pur și simplu fiecare vine cu o variantă, păi, votați, bun, asta sună mai deci bine. Noi când cum ajungeți la un consens fără să vă crăpați capul, cum ziceați puțin mai devreme? Păi, cam ca la fotbal, când faci o echipă de fotbal și te gândești cine ce post joacă. Atunci știi, cam decide, mă, dar pe cine cântă linia, în funcție de cât e de jos, cât e de sus. Se construiește. Vedem. Bine, vă dați seama că la început era mai greu, că nu ne cunoșteam. Eu, de exemplu, fiind ultimul, nu știam exact ce vrea fiecare de la mine, de exemplu. Dar pe parcurs ne-am dat seama exact și am reușit să facem o piesă, de exemplu, luăm o piesă, da? Uh-huh. O facem în 15 minute, nu o facem ca înainte cu 3-4 ore. Zile. Luni. Ne cunoaștem acum și deja începem să lucrăm mai eficient. Fiecare vine cu idei și dacă ne place, le adoptăm și construim chestii foarte. Și încercăm. Și când nu ne putem înțelege, încercăm mai multe variante. Bun, hai să încercăm o dată așa, înregistrăm, ascultăm, vedem cine care ne decide place. Care e cea mai bună variantă. Vă dați seama că înregistrăm și cea mai bună variantă este la iveală din toate cele prezentate. Da.
când cum. Când cum. Uneori e o negociere, câteodată mai depinde, cred că, și de dispoziția fiecăruia. Că uneori... Și depinde și de zile. Că astăzi, să zicem, facem piesa, o înregistrăm, fai ce fain sună. A mâine o ascultăm, nu, nu ne mai place. Nu vă mai place? Nu, zici că vezi că trebuie un film, mai trebuie ceva. Mai așa, vezi că e prea... Chestia asta ține de stare foarte mult. Da. Deci, și mai ales, de exemplu, dacă lui îi place piesa Next to Me și mie nu-mi place, de exemplu, piesa Next to Me. Atunci, bine, taci, am gândit, acum e altfel, explicam, era un exemplu. Cum reușești să cânti? Ipotetic vorbind, o piesă care nu-ți place. Dar nu, asta era... Funicului, nu, da, asta era dinainte, clar, la partea un film, dar tot o cânt, pentru că trebuie. Deci sunt piese, Vlad are piese pe care le iubește încât simte că trăiește și în sfârșit ce-a găsit. Așa, și după vine una care... Și vine câte o piesă în care zici, no, păi hai să o cântăm că da, bine. Apropo, să ne întoarcem puțin la semifinala Eurovision, experiența cu o fetiță, cu un, copil, cu Katia. Cum a fost? O fetiță extraordinar de talentată, o fetiță compozitor, interpret. Deci, prima dată nouă ne-a fost propusă această colaborare de către TVR. Facem la Salina, uite, fetița asta care a câștigat Next Star-ul, foarte talentată, așa, am zis, a, ce bine, uai, super, sigur, o să fetița vedem. Fetița Katia a fost la noi în platou, ne-a spus cum a primit vestea de la mama ei, șocul, da, și așa mai departe. Acum, iată, avem și cealaltă parte a poveștii. Da, nu ne-am așteptat să fie atât de talentată, să aibă așa, are o voce cu totul special, are un timbru pe care îl recunoște, auzi odată, de două ori deja știi că este vocea ei și are un talent fantastic pentru a compune piese, scrie niște piese fantastic de frumoase și le scrie, vine și am povestit cu mama ei pe tema asta și am întrebat cum compune, cum zice, așa când zic o pune, stă ea jos, așa, nu, când îi vine, se întâmplă câte o chestie și mi-a povestit, avea... Nu e asta până la urmă, nu știu, forța creatoare? Păi ba da, asta este și îmi spunea mama ei de o profesoară pe care a avut-o, care le pleca, cred că profesoară de germană sau de engleză, nu mai știu exact, și urma să plece de la școala lor și atunci aia a compus o piesă de rămas bun. Așa, a venit ei, s-a dus acasă, a scris o piesă și a doua zi s-a dus și a spus, uite, ați pentru că plecați, am scris o piesă și vreau să vă cânt. Când tata a început să plângă, nu mai știa, n-am mai plecat nicăieri. Păi nu cred că n-a plecat, dar... Da, și aveți asta în vedere și alte colaborări de acestea, Ad Libitum plus Katia sau alții artiști, copii? Uite, sau... Prima, pot să zic, colaborare este chiar la concertul nostru, adică este prima formulă cu band, primul concert al nostru cu band și experiență, pot să zic. După e cea de la diferit când a dat după părerea mea și după câte am căutat și am aflat, nu știu, nu, eu nu cunosc un alt grup din România pop opera care să cânte cu band. Care e pop opera cu band? În momentul în care un band, e mai greu, e mai solicitant. Nu știu dacă e mai greu, dar este mai... Transmite mult mai bine. Da, live, muzica live. Cu negativ. Da, totdeauna muzica live are mai multă forță și mai mult impact decât un negativ. Da, și un efort până la urmă mult mai mare să te sincronizezi, să te armonizezi. Mai noi știm cum am muncit. Foarte, foarte mult. Cum ați muncit? Spuneți-ne și greu. Din greu a fost mai, în primul rând greu să ne întâlnim. Da. După aceea a fost greu că a trebuit să ne închegăm, practic. Și ei între ei, noi între noi și noi cu noi ei. Cu ei mai ales, da. Și în ultimele două săptămâni am avut, aproape în fiecare seară, am avut repetiții de 3 ore, 3-4 ore. Astăzi am făcut pauză, să nu zic că facem pauză. Ca să veniți la TVR Plus, nu? La regiunea nobilă. Ca să ne mai și odihnim. Chiar era nevoie de un pic de odihnă. Am exersat foarte intensiv pentru concertul acesta. Și mâine dimineața avem general, am zis să o punem dimineața ultima ta, să avem o seară liberă înainte să stăm un pic să ne mai liniștim. Și sâmbătă e proba de foc. Eu vă mulțumesc foarte mult că în acest mic timp de repaus ați venit la noi, la TVR Cluj. Mult, mult succes pentru concertul extraordinar de sâmbătă, la cât mai multe de acum înainte. Doamne ajută! Doamnelor, domnilor, acum la final vă invit să urmăriți un nou material dedicat centenarului Marii Uniri. Publicul internațional are la dispoziție un website care cuprinde întreaga poveste a făuririi Marii Uniri. Fiecare articol este scris în limba engleză. Este un proiect inedit al Institutului Cultural Român din Londra, un proiect dedicat acestui centenar. Printre cei care au contribuit la dezvoltarea platformei sunt și doi profesori de istorie din Cluj-Napoca. Eu sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost alături de noi. Să aveți o după-amiază excelentă. La revedere! Lecția de istorie dedicată publicului internațional promite să fie cea mai frumoasă poveste românească spusă vreodată. Pentru ca acest lucru să fie posibil, doi profesori de istorie de la Universitatea Babeș-Bolyai au muncit zi și noapte. A fost un proces nu foarte îndelungat, am lucrat oarecum sub presiune, pentru că munca a fost multă și timpul a fost scurt.
însă rezultatul este unul excepțional. Pentru a fi cât mai atractiv pentru publicul internațional, portalul a fost structurat în mai multe rubrici care prezintă cele mai importante informații despre Marea Unire. Prima secțiune este dedicată evenimentelor importante care au dus la Marea Unire. Urmează apoi o secțiune dedicată în special anului 1918, o altă secțiune dedicată conferinței de pace de la Paris. Cei doi profesori clujeni s-au concentrat să prezinte informația într-un mod cât mai accesibil, chiar și pentru cei care nu sunt familiarizați cu istoria și personalitățile României. A fost greu să selectăm și noi informația, dar în transmiterea finală a informației am avut noroc pentru că am colaborat cu o echipă extraordinară. Intro-urile, de exemplu, la fiecare secțiune le-a făcut coordonatorul general al proiectului, directorul Institutului Cultural Român din Londra. Realizatorii website-ului au pus accent și pe partea vizuală. Fiecare pagină și fiecare informație, mai ales cele despre personalitățile marcante ale Marii Uniri, sunt însoțite de fotografii și desene în creion realizate de artistul Cristian Lucian. Din punctul meu de vedere, aceste desene atrag foarte mult, pentru că îți fuge ochiul pe ele, te determină să accesezi diversele secțiuni ale site-ului. Institutul Cultural Român din Londra a finanțat întregul proiect.